La sediul filialei județene ANAF a avut loc la începutul acestei săptămâni o campanie de combatere a traficului de țigări intitulată generic Stop Contrabandei cu Țigări, organizată de Euromonitor Business Consulting Service România în colaborare cu ANAF, Direcția Generală a Vămilor și Poliția Română, la care au participat reprezentanții instituțiilor amintite din regiunea de nord-est. Există rețele care sunt în stare să treacă în mod clandestin astfel de volume. Aceste rețele pot să treacă nu numai țigarete, pot să treacă orice. Pot să treacă droguri, pot să treacă armament, pot să treacă persoane și în contextul actual pe care îl știți cu toții, este extrem de important să acordăm atenție protejării granițelor noastre. Știți bine că România are cea mai lungă graniță terestră a Uniunii Europene. Știți foarte bine că la ora actuală este o prioritate absolută pe agenda Uniunii Europene protecția granițelor, mai ales date fiind ultimile evenimente din ultimii 2 ani. Directorul companiei Novel Research a prezentat evoluția fenomenului de contrabandă cu țigări la nivelul tuturor regiunilor țării, cu referire la cea din regiunea nord-est, în special unde traficul de țigări s-a dublat în ultimii ani. Aceeași analiză și pe regiunea de nord-est. După cum puteți vedea, nivelul contrabandei este mult mai ridicat comparativ cu media națională. Dacă pe nord-vest erau momente în care era sub media națională, în regiunea de nord-est avem un nivel al contrabandei cel puțin dublu comparativ cu media națională și același lucru semnalat în colțul din dreapta, sus. Creșterea de preț a determinat o intensificare substanțială a comerțului ilicit care în noiembrie 2015 a ajuns la aproape 48% din piața acestei regiuni. O verigă importantă în depistarea traficului de țigări este cea de la Poliția de Frontieră și de la Direcția Vamală Iași. Eu mi-am scos aici în cursul anului 2015, avem o cantitate de 4.218.000 de bucăți țigarete care au fost depistate la controlul vamal și reținute în vederea distrugerii. Aceste țigarete de contrabandă nu sunt puse pe piață în România, ele, după ce sunt confiscate, sunt distruse conform legislației în vigoare. În anul 2016, în trimestrul 1, avem o cantitate de 982.000 de țigarete. Ele, ca și marcă, sunt mărci, în marea lor majoritate, ieftine, cel puțin pe zona rurală, unde se vând țigarete marca Plugaru, cele care sunt fabricate în Republica Moldova, dar sunt și țigări de calitate superioară care intră în circuitul economic în mod ilegal. În cadrul întâlnirii au fost explicate și mecanismele de colaborare între diverse instituții ale statului implicate în combaterea traficului de țigări. În ce privește acțiunile poliției, acestea sunt stratificate. Avem un filtru de început la frontieră. Următorul pas este acțiunea Poliției de Interior, respectiv a inspectoratelor de poliție. Și un pas mai agresiv este cel al brigăzii de combatere a crimei organizate, care în momentul în care încep deja să se organizeze anumite grupuri infracționale, acționează această structură. Atât Poliția obișnuită, Poliția Națională, cât și Poliția de Frontieră, VAMA, structurile de combatere a criminalității organizate, chiar dacă au obiective separate, avem un țel comun și colaborăm atât între noi, cât și cu societatea civilă, producătorii, care avem o colaborare deosebită, exact cum s-a precizat și anterior. Există și o colaborare internațională în ceea ce privește traficul de țigări în regiunea de nord-est, ea având loc între instituțiile cu responsabilități din Republica Moldova și Ucraina. Există această presiune la frontieră, unde cooperarea noastră cu organele de graniță a Republicii Moldova este foarte eficientă. În ultima perioadă am avut foarte multe cazuri pe care le-am descoperit în comun. Partea moldoveană trăgându-și la răspundere proprii participanți, partea română de asemenea. Activitatea continuă și după ce controlul la frontieră este desfășurat
dacă bunurile nu au fost descoperite la frontieră și ajung mai departe la cumpărători, unde, eu știu, sprijinul și activitatea colegilor de la Poliția Națională este esențial. Organizatorii campaniei Stop Contrabandei cu Țigări nu au uitat să vorbească și despre rolul mijloacelor mass media la mediatizarea cazurilor de contrabandă cu țigări în ceea ce privește conștientizarea populației asupra riscurilor la care se expune dacă utilizează țigări provenind din contrabandă.